Bun, haideți să vedem și ce face al doilea fișier. Deci, primul lucru pe care îl face este să puneți aici titluri și URL-uri. Da? Eu am un tool, mă ajută un pic. Le preiau mai ușor cu tool-ul acesta. Nici nu știu cum se numește. Export thumbs. Nu, stai să văd, cred că ăsta, export thumbs. Găsiți tool-ul ăsta aici, vă ajută. Deschideți mai multe taburi și cu export tabs vă face chestia asta. Bun. Am făcut lista deocamdată până aici. Tai toate astea că nu sunt atât de importante. Și le separ prin tab. Date separate prin tab, le pun aici. Și îmi zice aici, duplicat titlu. Nu știu ce, nu mai știu ce voi asta. A, scuze, nu trebuia să-l pun aici, trebuia să-l pun aici. Bun. Hai să zicem că ar așa avea unul dintre ele. Pac, îmi zice, deci dacă unul dintre ele e două ori în lista, deci dacă aș avea ăsta de două ori în lista, el mi-ar zice, vezi că poziția cu tare, ai un duplicat. Da? Deci te ajută chestia asta dacă ai deschide foarte multe taburi, foarte, foarte multe, le exporți cumva în Excel-ul ăsta într-o formă sau alta, și el îți zice, uite, din lista aia pe care mi-ai dat-o, aici ai duplicat. Bun. Hai să verificăm acum dacă paginile sunt indexate. Și el te ajută să-ți genereze codul pe care dacă îl deschizi, vezi ce vede Google pentru URL-ul respectiv. Te ajută să verifici chestia asta. Bun. Hai să mai punem o dată codurile. Și el îți zice dacă titlul este prea lung sau prea scurt. Hai să pun... Aici, să le pun peste tot. Bun. Și aici zice dacă titlul e prea lung sau prea scurt. Hai să scriem un titlu mai scurt. Ăsta e prea scurt. Hai să scriem un titlu mai lung. Ăsta e ok. Și el îți zice aici despre lungime. Bun. Dacă vrei să-i dai cuiva după ce le-ai corectat. Deci aici le corectezi, da? Dacă vrei să-i dai ceva pe care cele pe care le-a corectat, copiezi codul din fereastra asta. Îl pui într-un notepad și spui cuiva, uite, vreau să-mi modific și să le pui pe toate astea. Perfect. Apoi, hash-urile. Titlul URL. Ăsta pur și simplu n-ai ce să modifici. Ăsta e codul. În principiu, hash-urile trebuie să fii un pic atent, pentru că e posibil ca titlul să aibă și brand name-ul și atunci hash-ul nu e ok. Aici trebuie să fii atent să nu aibă brand name-ul. Dacă are, copiezi ăsta, îl pui într-un notepad, dai un search and replace și acum ai scăpat de brand name. Ok. Metadescrierea. Ăsta e un alt generator, precum cel pe care l-am arătat adineaurea, care face în principiu cam același lucru. Aici îi puneți un brand, îi puneți un titlu scurt, vă arăt numai formula. Aici scrii EMAG. Produsul este foarte bun. Și el îți face, îți spune întâi titlul scurt, spune brand name-ul EMAG, aici ar trebui să ai și un spațiu. Da? Și zice că nu e în regulă. Hai să-i punem un titlu. Laptop Acer, nu știu ce. Bun. Pui ceva de genul ăsta. Tot e prea scurt. Hai să punem... Ok, și am obținut o descriere. Și pur și simplu copiez coloana aceasta. Eu am și niște coloane goale și asta nu se vadă bine. Dar în principiu, dacă n-aș avea coloane, s-ar vedea ceva de genul ăsta. Da? Și se tot repetă niște chestii de genul ăsta. Cam așa. Și aici URL-ul îi spui cuiva, uite, la URL-ul ăsta trebuie să pui metadescrierea asta și trimiți mai departe. În principiu ăsta e mai, ăsta îți dă și niște verificatoare față de tool-ul anterior care e doar pentru generat meta titluri și descriere. Cam asta. Succes!